Campionatele naționale pentru copii s-au transformat în competiții regionale. O astfel de întrecere va avea loc în weekend la Câmpul Lung, acolo unde vor alerga și atleții de la Clubul Sportiv Școlar Ploiești. Astăzi, între antrenamente, ei au sărbătorit-o pe antrenoarea Maria Andrei, cu ocazia zilei de naștere. Vor să-i dăruiască noi medalii, așa cum a fost și la cea mai recentă competiție. Recent s-a desfășurat în sala de atletism Ioan Sotăr din cadrul Complexului Sportiv Național Lia Manoliu din București, ediția a patra a Cupei Pro Atletic pentru copii categoriile 2, 3 și 4, iar micuții atleți școlari pregătiți de profesorii Maria Andrei și Florin Andrei au fost pro medalii. Ei au urcat de 5 ori pe prima treaptă a podiumului de premiere. Pe lângă medaliile de aur, sportivii au mai câștigat o medalie de argint și una de bronz. La categoria copii 2, Elena Hector a cucerit două medalii de aur în probele de 50, respectiv 200 de metri. Aceeași medalie strălucitoare a obținut-o și Valentin Șerbănoiu la 600 de metri. În componența Sara Prunoiu, Diana Neagu, Elena Hector, Rebecca Toader, fetele au luat aurul la ștafeta 4x100 de metri. La fel și ștafeta băieților în componența Cristian Creangă, Simion Denis, Valentin Șerbănoiu, Ayan Gudi. La copii categoria 3, argintul a revenit ștafetei de 4x50 de metri fete, în aceeași probă venind pe locul secund și ștafeta băieților. La start s-au prezentat aproximativ 400 de sportivi din toată țara. Cei care au câștigat concursul, pe lângă medalie de aur și diplomă, au mai primit tricou de campion și câte o cupă. Iar toți concurenții care au urcat pe podium au primit pungi cu dulciuri. La sfârșitul concursului, toți copiii participanți la concurs au primit banane, portocale, apă plată.